Înainte se va inaugura, se va premia un om de cultură la Runcu Salve aici, când vor fi sărbătorile culturale ale comunei, un om de cultură, un mare om de cultură român, care prin opera domniei sale, prin creația sa, valorifică spiritul satului românesc. Suntem la prima ediție și îi dau cuvântul lui Badea Vasile să ne citească acest discurs legat de premiere și pe cine îl premiem. Să văd că n-am ochelari. Asociația Culturală EICON, în colaborare cu Primăria Comunei Runcu Salvi, primar Anchetin Pavelea, și Societatea Construct SRL Beclean, administrator Petru Miron, acordă premiul Spirit și Tradiție Cultură pentru promovarea satului românesc lui Alexandru Vlad. Rog să vină pe scenă. Vă rog să-l aplaudați, un mare prozator român contemporan. Abordează în textele sale de proză realitățile spațiului rural transilvan de după decembrie 1989. Jurul este format din președintele jurului Vasile Dâncu, autodidact și scriitor, și membrii Vasile George Dâncu, editor și scriitor, Vasile Sebastian Dâncu, eseist, sociolog și profesor universitar, Vasile Mititean Țăran, autodidact, cititor și critic literar, Anchetin Pavelea, primar al Comunei Runcu Salvi, Ioan Pintea, preot și scriitor, și Grigore Pop, țăran, autodidact și scriitor. Membrul jurului de anul acesta sunt intelectuali locuitori ai Comunei Runcu Salvi, sau originar din această localitate, rămânând ca să se adauge acestui colectiv cei care sunt onorați cu respectivul premiu. Cel căruia îi se acordă premiul va deveni anul următor președinte al jurului. În acest an, premiul a fost susținut de către Societatea Miron Construct SRL Beclean, administrator Petru Miron, fiu al Runcului. Îi mulțumesc în numele jurului în mod special acestui domn care a sponsorizat premiul care îl acordăm astăzi. Premiul se va acorda anual în cadrul zilelor culturale a Comunei Runcu Salvi unui om de cultură care prin opera sa a valorificat spiritul satului românesc. Câteva date despre Alexandru Vlad. Îl rog să vină lângă noi. Alexandru Vlad, născut la 31 iulie 1950, Suceagu, județul Cluj, este prozator, eseist, poet, traducător și publicist român. A absolvit în 1975 Facultatea de Filologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, secția Limba și Literatura Română și Limba și Literatura Engleză. În timpul studenției a frecventat sporadic Cenacul Echinocți. Este pe rând anticar 1975-1978, galerist la UAP 1978-1979, dactilograf la IJTL 1979-1990, o scurtă perioadă este redactor la revista Steaua 1990. Între acestea a fost și alte slujbe ocazionale, remizier la o echipă de fotbal, muncitor necalificat pe unele șantiere, proiecționist la un cinematograf sătesc, bibliotecar, etc. După 1990 a lucrat în redacții de mai multor publicații din Cluj-Napoca. În prezent este redactor pentru Cluj al revistei Vatra din Târgu Mureș și redactor al revistei de arte vizuale Balcon din Cluj. Volume Aripa Grifonului, povestire 1980, Drumul spre Polul Sud, proză scurtă 1985, Frigul Verii, roman 1985, fals tratat de conviețuire în trei
tablouri din Secuime și un malaxor în colaborare cu Daniel Vighi Andras Visc și într-o versiune concepută și editată de Marius Lazar 2002. Sticle de lampă 2002, viața mea în slujba statului, povestire 1904, iarna, mai nepăsătoare ca vara 2005, curcubeul dublu, polion 2008, măsline aproape gratis, prozi. Da. Mai ales în cele două, în cele mai recente volume, curcubeul dublu și măsline aproape gratis, Alexandru Vlad reflectă cum se cade, cum a precizat juriul, realitățile satului românesc transilvanean, unde este el mutat la Mihăiești, lângă Cluj. Când se plictisește de Cluj, fuge la Mihăiești. Când se plictisește de sat, fuge la oraș. Îl premiază cu mare drag Bade Vasile. Ce vreau să spun? În prozele lui Alexandru Vlad, satul românesc nu se descompune. Nu trece în procesul dezagregării, cum afirmă unii și cum se vehiculează ideea. Fiind și eu un modest găuritor de vânt, n-am visat că se va ivi ocazia să acord un premiu acestui valoros scriitor. Vă mulțumesc, îi mulțumesc lui Alexandru Vlad că a venit aici. Vă mulțumesc tuturor că ne-ați ascultat. Stați că n-am încheiat, scurt. Curcubeu dublu, pagina 121. Dacă aș lua, să zicem, premiul Academiei pentru literatură și oamenii aceștia ar afla, m-ar felicita desigur pe la crâjmă. S-ar interesa despre ce fel de premiu e vorba și mai ales câți bani presupune și ar accepta să le fac cinste cât cred eu de cuvință. Dar apoi ar restabili lucrurile, vorbind între ei. A luat un premiu. Și ce? Asta e undeva afară, unde se întâmplă lucruri care nu ne privesc și n-au mare importanță. Știm noi cine erau ai lui. Bătrânul lui umbla cu pantaloni încinși cu sfoară, dezgârcit ce era. Și mătușa aceea care n-a fost întreagă la minte, alții se înfrunta și aici. Alexandru Vlad. Sunt intimidat și sunt impresionat. Sunt impresionat că într-un sat așa de frumos, de mare, cu atâția copii, deci cu un asemenea viitor ca acesta, sunt primul beneficiar al unui premiu pe care îl doresc să aibă în fiecare an un premiat valoros care se ocupă de viața satului. Ce să vă spun, la mine în sat nu mi s-ar întâmpla o astfel de minune. La mine în sat trebuie să-mi plătesc impozitele și taxele la primărie. La mine în sat nu pot să ies cu cartea în mână, pentru că fiecare ar citi pagina în care crede că se află și probabil noaptea mi-ar sparge geamurile cu pietre. Dar în satul acesta, din care eu cunosc la Cluj și aici, sau chiar astăzi am cunoscut oameni pe care îi stimez și admir, oameni care știu să citească cum nu se mai citește astăzi, care știu și să scrie, am ajuns înfiat pentru o zi să beneficiez de plăcerea unui premiu și de plăcerea de a vă vedea. Vă mulțumesc foarte mult!